Voiești să fii sănătos? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Gândiți credincioși, ce tare ne surprinde această întrebare. Cum poți să-i spui la un om bolnav de 38 de ani dacă voiești să fii sănătos? Oare nu știm că Iisus Hristos era Mântuitorul, era Dumnezeu atotputernic, era Dumnezeu atoateștiutor? Și atunci, dacă le știa pe toate, de ce să-L mai întrebe dacă vrea să fie sănătos? Această întrebare, pentru mulți dintre noi, ar putea fi considerată fără rost, deprisos, ba mai mult decât atât, ar putea fi considerată o întrebare ironică. Oare Dumnezeu să fi pus El vreodată întrebare, să fi spus El vreodată vreun cuvânt, să fi folosit El vreodată vreo învățătură fără niciun rost, așa cum vorbim noi de îndeșert, de dimineață până seara, cuvinte fără rost, cuvinte goale, cuvinte deșarte, cuvinte banale, întrebări de 2 lei? Oare Mântuitorul, fiți credincioși, putea să pună o astfel de întrebare? Oare cuvântul lui să fi fost fără de rost? Să fi fost așa, un cuvânt negândit? Știți că spune că înțeleptul își învârte de 7 ori limba în gură înainte de a vorbi. Iar noi folosim 7 cuvinte înainte de a spune adevărul sau ce vreți să transmite. Păi, fiți credincioși, nu a fost fără de rost. Și toată discuția de aici încolo o vom face în jurul acestei întrebări. Voiești să fii sănătos? Fiți credincioși, ce asemănare grozavă între vitezda din Vechiul Testament, între vitezda, care era considerată în traducere casa milostivirii, care avea multe pridvoare. Acele pridvoare erau un fel de acoperișuri pentru acei bolnavi uscați, șchiopologi, care veniseră, fiți credincioși, să se vindece la tulburarea apei de către un înger al Dumnezeu. Ei, ce asemănare grozavă între vitezda aceasta vechi testamentară și între un sat creștin. Ia uitați-vă de pe un deal asupra unui sat creștin. Ce veți vedea? În centru este biserica, adică Bitesda. Și de acolo, în jurul bisericii, pornesc casele creștinilor. Acestea nu sunt altceva decât pridvoarele Vechiului Testament. În acele pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi. Și în casele creștinilor, din jurul bisericii, această Bitesda nou-testamentară se află, fiți credincioși, creștini bolnavi, dar nu toți sunt bolnavi trupește, dar toți suntem bolnavi sufletește. Toți suntem bolnavi de păcate, cu lucru, cu cuvântul, cu știință, cu neștiință. Toți suntem, fiți credincioși, slăbănogiți din cauza păcatului. Iată ce asemănare de aceea parohie, limba greacă, înseamnă vețuitori în jurul bisericii. Asta înseamnă cuvântul parohiei. Noi toți suntem slăbănogii Vechiului Testament. Noi toți suntem slăbănogii care a venit la această viteză, la Biserica lui Dumnezeu. Venim neputincioși, venim bolnavi de păcate, venim bolnavi de tot felul de metecne, de tot felul de patini, de tot felul de gânduri, de tot felul de atitudini, de tot felul de caractere și de comportamente. Așa venim în Biserica lui Dumnezeu. Toți suntem paraliticul din Evanghelia de astăzi. Toți suntem slăbănogiți într-un fel sau altul de păcate. De aceea venim cu sete, de aceea venim cu dor, de aceea venim cu încredere că nu un înger, ci însuși Dumnezeu în persoană va fi Cel care nu va tulbura apa sufletelor noastre, ci Cel care ne va da vindecarea, dar nu va face niciodată fără să vrem. Fără să vrem. Iată de ce a pus Mântuitorul întrebarea aceasta. Iată că n-a fost banal întrebarea sa. Iată că a avut un scop precis. Pentru că Dumnezeu nu te măduiește nici de păcate, nici de boli, nici de gânduri, fără ca omul să vrea.
Ce mult respectă Dumnezeu libertatea umană. De aceea Dumnezeu l-a făcut pe om cu două daruri extraordinare. Nemurirea și libertatea. Este un fir manierist. Nu intră cu buldoze, nu intră cu bocanci, nu intră cu armele nucleare în viața noastră, iubiți credincioși, ci stă la ușa inimilor noastre și bate de va deschide cineva ușa între noi și Dumnezeu are singură clasă prin interior. El bate cu boala, el bate cu necazul, bate cu ispita, dar pedagogic la, la poarta inimii noastre. Noi suntem cei care deschidem. Nu intră, nu dă pusna în viața noastră. Cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea, să-mi urmeze. Iubiți credincioși, în aceste cuvinte, voiești să fii sănătos, sunt patru cuvinte, reprezintă cele patru categorii de bolnav sufletești. Cele patru categorii de păcate, cele patru categorii de oameni care există în lumea aceasta. În prima categorie se află, iubiți credincioși, oamenii care nu cred că există păcat, care au oroare de cuvântul păcat, care socotesc că acesta trebuie scos din dicționar. Nu există, fraților, păcate. Există răul moral, dar răul moral nu este călcarea lui Dumnezeu cu bună știință și voință. Răul moral este din cauza faptului că omul nu are carte, adică nu este educat. Iată cum socotește omul necredincios. Tot în categoria aceasta s-au încadrat și oamenii care cred că există Dumnezeu, cred că există suflet, cred că există, dar nu văd răul în practică. Adică îi spun că Dumnezeu nu pedepsește niciodată, că Dumnezeu este permanent milostiv și la infinit răbdător și iertător. Iată, iubiți credincioși, o altă categorie periculoasă. Mai există încă o categorie, categoria oamenilor care iubesc boala, adică păcatul. Care socotesc că păcatul le aduce multe avantaje, fără sacrificii, fără luptă. Hai să luăm, spre exemplu, corupția. Hai să luăm, spre exemplu, furtul. Hai să luăm, spre exemplu, furtul de mari proporții. Practicați dumneavoastră undeva mai sus. Ei, este simplu, fraților. Ridici impozitul, ridici aia, ridici aia la altă și normal că te îmbogățești peste noapte și îți faci lanț de magazine și îți faci lanț de magazine în care se practică fără de legea și corupția, în care nu se face altceva discrecior decât să se lovească în munca oamenilor de jos, în munca oamenilor care trudesc într-adevăr, în munca oamenilor care săracii țin poporul, țin guvernul, țin parlamentul. Aceștia săraci sunt tocmai cei, eu nu vorbim popor, un bou care trage bați. Ei, în poporul acesta care trage, în poporul acesta care asudă, în poporul acesta care transpiră, în poporul acesta care se luptă, crezi că vine vreun război, se duce Băsescu sau Bosta sau nu mai știu care să se lupte? Nu, fraților, tot noi, cei de jos, va trebui să ne înrolăm și să ne apărăm țara, cultura, valorile naționale și valorile noastre religioase. Apoi, vezi că în jos există o categorie de oameni și aceasta este ultima și cea mai binecuvântată. Este categoria creștinilor. În această categorie, tot în categoria a treia, zic că încioși, intră și aceia care socotesc că nu au nevoie de Dumnezeu să scape de bolile lor. Că nu au nevoie de Dumnezeu să scape de metecnile lor, de gândurile lor, de nedreptăți. În lumina rațiunii lor, ei pot să scape de orice boală, de orice ispită, de orice greutate care s-ar abate asupra lor. Ei nu au nevoie să apeleze la harul Sfintelor Taine, pentru că ei au bani și pot singuri și cheltuiesc bani peste bani să se vindece. Și nu vine la medicul medicilor, la cel ce are cheile vieții și cheile morții, la cel ce poate vindeca orice boală, chiar dacă medicii abandonează și spun că această boală nu mai poate fi vindecată medical. Se întâmplă miracolul rugăciunii, se întâmplă, iubiți credincioși, minunea tămăduirii. Și există a patra categorie de oameni, sunt acei creștini buni, care își dau seama că fără de biserică nu pot face nimic. Că își dau seama că aici găsesc omul care se arunce în scălătoare, și acesta este preotul. Că aici
intră în baia sfântă a pocăinței, a spovedanii, a împăcării cu Dumnezeu. Și atunci găsesc minunea vindecării în rezervoarele miraculoase ale credinței. Iată, zis credincioși, care este apa în care trebuie să ne aruncăm cu toții, în apele credinței. Aici, zis credincioși, nu îngerul, ci degetul lui Dumnezeu tulbură apa și ne păcăm cu el. Oare noi? Păi ce ne spune la întrebarea, vrei să fii sănătos? Este om care nu vrea să fie sănătos? Să ridice mâna sus. Toți vrem să fim sănătoși. Cuvântul Mântuitorului, vrei să fii sănătos, se adesează și nouă. Cu aceeași întrebare, e nevoie, iubiți credincioși, întâi de voință. Dacă noi nu vrem să fim sănătoși, nici Dumnezeu nu intervine, nici Dumnezeu nu vrea să ne facă sănătoși. Cuvântul vrei să fii sănătos ar trebui tradus și altfel. Vrei să te mântuiești? Vrei să te salvezi? Vrei să te duc în rai? Vrei să fii coetern cu mine? Aceasta înseamnă cuvântul vrei să fii sănătos. Și noi dorim să fim sănătoși, iubiți credincioși. Dar ca să fim sănătoși, trebuie să luăm aminte la acea clipă sfântă. Că nu îngerul, ci Duhul Sfânt tulbură cugetele noastre. Duhul Sfânt ne insuflă să facem fapte bune. Duhul Sfânt ne insuflă să mergem să ne spovedim. Duhul Sfânt este cel care ne insuflă dimineața, duminică, să mergem la biserică. Duhul Sfânt este cel care, de cum ne-am trezit, să facem cruce, ne îndeamnă să facem cruce. Doamne, ție ți-e închin ziua de astăzi. Fii Tu ocrotitorul și protectorul meu pe tot parcursul zilei. Ei, iubiți credincioși, dacă ieșea îngerul din apă, cei care puteau să intre de 100 de mii de ori, nu se mai poate. Dacă Duhul Sfânt se ne trage din cugetul nostru și nu a luat aminte la acea clipă sfântă, ci nu a urmat glasul îngerului păzitor și îndemnul Duhului Sfânt, atunci apa vieții noastre iar se liniștește. Și rămânem în continuare cum? Bolnavi, neputincioși și paralizați duhovnicește, paralizați sufletește. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să dăm ascultare acestui glas. De multe ori mergem pe stradă, mergem cu mașina, dăm drumul la Trinitas și auzim un îndemn pentru viață, pentru schimbare, pentru spovedanie, importanța ei sacramentală în viața noastră, cum se produce împăcarea cu Dumnezeu, unirea la maxim cu El în taina Sfintei Împărtășanii. Imediat, iubiți credincioși, să mergem să alergăm la duhovnicie, zice Ioanul de Aur. O creștine de căzut într-un păcat, mergi de îndată la părintele tău duhovnic. Atunci, iubiți credincioși, să atingi Duhul Sfânt de inima noastră, de mintea noastră, să dăm ascultare și pe loc să lăsăm toate. Că dacă în clipa aceea facem altceva și nu mergem la spovedanie și nu ne punem la rugăciune și nu ne pocăim, iubiți credincioși, să știm că a fost o clipă pierdută, a fost cea mai sfântă clipă din viața noastră. A fost clipa când Dumnezeu a vrut să ne păzească de o boală care poate da peste noi din cauza că l-am ascultat de glasul Îngerului Păzitor, că nu ne-am dus la spovedanie, pentru că este o mare legătură între păcat, nefericire, necaz și ispită. Este o mare legătură între spovedanie, fericire, binecuvântare, har și pace în conștiință, pacea gândurilor, pacea sufletului, pacea conștiinței. Vine clipa când ne spovedim și vom vedea cum noi nu ne dăm seama, nu venim întâmplător la spovedanie fraților. Îngerul nostru păzitor ne aduce la biserică, este luptă teribilă, duminică dimineața să nu ajungem la biserică. Atâtea planuri, atâtea momente, atâtea sticluțe cu dulcețuri ne prezintă vrășmașul sufletului și mântuirii noastre duminică dimineața, doar mușcăm din drumul meală, doar bem o licoare în aceea dulce a păcatului ca să nu mai ajungem aici, să ne simțim ca în rai, în biserica slavii tale, în cer, asta mi se pare. Aici se produce minunea vindecării. Mântuitorul a vindecat pe acesta care era bolnav de 31 de ani, dar de 2000 și ceva de ani vine ca la nesfârșit tot felul de bolnavi sufletește, tot felul de oameni care au simțit la un moment dat că a intrat apa păcatului în sufletul lor și vine aici în biserică să o scoată. Apoi, discrincioși, după ce am ascultat de glasul Îngerului Păzitor, după ce am venit în biserică, după ce ne-am spovedit, după ce ne-am rugat, ce trebuie să mai facem? Să facem fapte. Care fapte? Toate faptele se încadrează în aceste trei cuvinte. Scoală-te,
Ia-ți patul tău și umblă. Ce înseamnă scoală-te? Scoală-te din patul păcatelor tale. Du-te la taina spovedaniei. Mergi la biserică. Împacă-te cu cerul. Curăță sufletul. Apoi ia-ți patul tău. Adică începi să faci fapte bune. Muncește pentru a face cât mai multe fapte bune. După ce ai făcut fapte bune, încearcă să te înfrânezi. Încearcă să postești, încearcă să mergi la biserică, încearcă să mergi la... Și ce izvorăște din toate aceste mersuri? Sunt banale, sunt întâmplări, sunt aceste lucruri care se întâmplă în biserică, niște spectacole, niște ceremonii și parade spirituale și bisericești. Nu, fraților, de aici noi primim sfințenie, de aici noi primim bărbăție, curaj să mergem pe cărările vieții. De aici din biserică se țese, se coase fericirea noastră. De aici din biserică primim puterea să suportăm toate greutățile care vor veni asupra noastră. De aici din biserică primim puterea să răbdăm cele care au venit peste noi. De aici din biserică, iubiți credincioși, primim curajul duhovnicesc de a lupta cu păcatul, cu lumea, cu trupul, cu diavolul, cu uitarea, cu nepăsarea, cu neștiința. Toate de aici, iubiți credincioși, își au izvorul. Aici este epicentrul credinței noastre. Degeaba spun unii că cred în Dumnezeu. Frate creștine, dacă nu ești duminica la biserică, nu ai credință în Dumnezeu. Te amăgești, te înșală diavolul. Și de multe ori mergem. O duminică, 2, 3, 10, a 2, 3, nu mai mergem, ne permite. Fraților, în clipa aceea ne-a înjunghiat diavolul credința. În clipa aceea ni s-a atrofiat credința. În clipa aceea am rămas fără niciun pic de strop de har în sufletul nostru. Spuneau toți soții, mergeau totuși la biserică și erau director de comandă. Și unul zice, și tu te fii apăsat și distrus sufletește în săptămâna când duminica trecută ne-ai fost la biserică? Și te-au răspunde, asta nu se întreb și eu pe tine. Deci iată, iubiți credincioși, că ne gustăm amărăciunea. Țăndăr ne vor face, dragi, ispitele și necazurile în săptămâna când nu merge la biserică. O apăsare lăuntrică fantastică, iar o oră jumate de slujbă duminica la biserică ne aduce liniște pentru toată săptămâna. Și umblă. Umblă, iubiți credincioși, înseamnă să umblăm pe căile sfinței, să umblăm pe căile virtuții. Umblă înseamnă să ne facem datoria creștină. Umblă înseamnă să iertăm pe cei care ne fac rău. Umblă înseamnă să nu lăsăm niciodată, iubiți credincioși, să avem ceva pe conștiință seara la culcare. Umblă înseamnă să ne împăcăm cu toți înainte de a dormi. Umblă înseamnă să iertăm pe toți cei ce ne-au făcut rău, ne-au jignit, ne-au defăimat în public, au mușcat din onoarea noastră. Umblă înseamnă să mergem și să căutăm permanent ce? Mântuirea. Și dacă vom face acestea, vom auzi și noi glasul lui Dumnezeu. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace, acum și pe urmă și în vecele. Amin.